Bine ne-am regăsit la o nouă oră de geografie, de clasa a șaptea. Dacă analizăm cu atenție imaginea de pe ecran, putem observa conturul unui continent. Acesta este Africa. Vom descoperi poziția geografică, limitele și țărmurile acestui continent. Știm foarte bine, din anii anteriori și de la continentul anterior studiat anul acesta, că poziția geografică stabilim în funcție de coordonatele geografice. Principalele repere avute în vedere sunt ecuatorul. Acesta este cercul imaginar ce înconjoară Terra și îl împarte în două emisfere egale, emisfera nordică, respectiv emisfera sudică. Dacă analizăm distribuția continentului față de acest reper, observăm faptul că este localizat atât în emisfera nordică, cât și în cea sudică. Un alt reper important avut în vedere reprezintă meridianul de 0 grade sau Greenwich. Acesta este semicercul imaginar ce unește cei doi poli și împarte Terra în alte două emisfere egale, emisfera estică, respectiv emisfera vestică. Dacă analizăm poziția continentului față de acesta, observăm că este localizat atât în emisfera estică, cât și în emisfera vestică. Limitele acestui continent le stabilim în funcție de punctele cardinale, dar și în raport cu celelalte continente studiate. Și anume, pe nord avem Marea Mediterană și strâmtoarea Gibraltar. În sud se realizează contactul dintre Oceanul Atlantic și Oceanul Indian. În est avem Canalul Suez, Marea Roșie, strâmtoarea Bab el-Mandeb, Golful Aden și Oceanul Indian. Iar în vest avem Oceanul Atlantic. Punctele extreme ale unui continent le stabilim în funcție de coordonatele geografice. Ele sunt reprezentate de capuri. Capurile fiind cele mai înaintate suprafețe de uscat în apele mării sau ale oceanului. În cazul nostru, sunt capurile, punctele, cele mai nordice, sudice, estice și vestice ale continentului. Acestea sunt, în nord, capul Ras Ben Saka. În sud, capul acelor. În est, capul Ras Hafun. În vest, capul verde. Țărmurile Africii nu sunt atât de crestate, fiind o consecință a vechimii acestuia. Dintre acestea, remarcăm peninsulele. Cea mai mare peninsulă africană este peninsula Somalia. Insulele acestui continent sunt insulele Seychelles, insula Madagascar, cea mai mare insulă africană, insulele Comore, insulele São Tomé și Principe, insulele Capului Verde, insulele Canare și insulele Madeira. Strâmtorile continentului sunt strâmtoarea Bab el-Mandeb, care desparte continentul Africa de Asia. Strâmtoarea Mozambic, care desparte insula Madagascar de Africa. Și strâmtoarea Gibraltar. Aceasta desparte continentul Africa de cel european. Golfuri. Principalele golfuri sunt Golful Aden, Golful Guinee și Golful Benin. Să exersăm și să învățăm. V-am pregătit o fișă de lucru în care vă exersați abilitățile de poziționare pe un suport hartografic a unor elemente de țări africane. Succes!